Dacă vrei să cumperi tricouri ieftine și de calitate, intră pe ragnarshop.com și folosește codul GIANNI5 pentru o reducere de 5%. Aveți link în descriere. Liga 1 vs La Liga. Duelul giganților. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu experimente de pe canal. De data aceasta avem cea mai bună echipă din Liga 1 vs cea mai bună echipă din La Liga. Sau nu neapărat cea mai bună, dar jucătorii sunt forță. Nu uitați să lăsați un like acolo, dacă strângem 2000 de like-uri o să postăm cât mai des experimente pe canal, dacă aveți și voi idei de sigur, așa că lăsați-le în comentarii acolo. Abonați-vă, suntem foarte aproape de 50.000 de abonați, hai să vedem dacă reușim să facem astăzi suma de 50.000 de abonați. Acestea fiind spuse, o să vă prezint echipele, începem cu băieții cei mai buni și anume cei din Liga 1. Why you always lying? Oh my God. Avem așa, în atac Florinel Coman, cred că cel mai bun jucător, al doilea cel mai bun jucător din Liga 1 după Budescu. Deci îl avem pe Florinel Coman, zis și Mbappé, mult mai bun decât Mbappé, Mbappé overrated. Mai departe îl avem pe Alibek, care nu mai joacă în Liga 1, este la o echipă din Turcia, dacă nu mă înșel, la Şumudic acolo. Why? Nu știu cum se numește echipa, să fiu sincer. Denisman pe partea dreaptă, cel mai bun jucător de pe această poziție. La mijloc avem un mijloc destul de decent, îl avem pe Budescu, chiar dacă are puțin pace, este cel mai bun jucător pe această poziție. Nistor, stats-uri interesante pentru jucător de 73 rating. Îl avem pe Alex sau Alexis, cum îl cheamă pe ăsta. În fine, nu știu numele 100%, fost jucător la Manchester City, se poate vedea că are și tricoul lui Manchester City în poza asta, doar că ăștia l-au aruncat la Dinamo acum, nu știu cât de bine joacă la Dinamo, nu știu dacă a jucat până acum, nu îi urmăresc pe cei de la Dinamo, în general nu urmăresc Liga 1, dar dacă a jucat la City, sau cel puțin a stat pe banca de rezerve la City, înseamnă că e un jucător destul de decent cu potențial mare. Îl avem pe Camora de la CFR Cluj, lângă el Vinicius și Burcă de la aceeași echipă, apărarea este formată aproape numai din jucători de la CFR Cluj. Mai departe l-avem pe Gonzalez de la Dinamo, nu știu pe la ce echipă a jucat, cred că e spaniol, a transferat foarte mulți jucători spanioli Dinamo în această vară și acum nu mai are bani să le plătească salariile, dar în fine. Iar portar îl avem pe Bălgrădean, mișto freză. Da, și avem și câteva rezerve, doar că nu le-am băgat aici, trebuie să bag și câteva rezerve, Djokovic, Piliaceli, Panțăr pot să las, să schimb pe Moruțan, îl adaug pe Deac și cam așa arată echipa. Uite, l-am pus și pe Cicăldău aici. Cam așa arată echipa din Liga 1, o echipă destul de decentă. Nu știu dacă va face față împotriva granzilor din La Liga, dar vom vedea. Mergem mai departe la echipa din La Liga. Avem foarte mulți jucători de la Real Madrid și de la Barcelona. Am încercat să diversific puțin și să mai adaug și de la Atletico și de la Sevilla. Mergem pe partea stângă unde l-avem pe Eden Hazard, care s-a îngreșat cu vreo 5 kg. Atacant este Benzema, Karim Benzema, 89 rating. Pe dreapta, zeul, nu mai e nevoie de prezentări, Lionel Messi, De Jong, Casemiro, Modric. Linie destul de interesantă. Mamă, dar ce ochi m-ar face Casemiro. Bă, am văzut că s-a apucat și de livestream-uri Casemiro, face livestream-uri cu FIFA. Poate fac și o colaborare cu el, cine știe. Mai departe, pe partea stângă l-avem pe Jordi Alba, fundaș central Ramos cu Jimenez. Cum am spus, am încercat să diversific și l-am adăugat aici pe Jimenez. Pe partea dreaptă la fel, am încercat să diversific și l-am băgat pe Navas. Putea să fie și Carvajal aici pe partea dreaptă, însă l-am lăsat pe Jesus Navas de la Sevilla. Iar în poartă l-am băgat pe Oblak, cel mai bun portar din La Liga. Avem și câteva rezerve, uite, pot să-l bag pe... Hai că n-avem rezerve așa multe. Prea avem rezerve, băieți, nu prea am băgat rezerve la echipa din La Liga, însă trebuie să fie puțin echilibrat gameplay-ul, așa că nu ne trebuie neapărat rezerve bune pe partea aceasta. Ca acestea sunt echipele, o să ieșim de aici și o să lăsăm jocul să decidă care echipă este mai bună. Hai să dăm drumul să vedem ce se întâmplă, băieți. Da, controlul pe mijloc, tastatura pe mijloc și trebuie să-l cheamăm pe Mihai Mironică să comenteze, nu? Hai, frate, vin încoa. Hai să vedem ce se întâmplă în acest match. Echipa din Liga 1 începe în tricoul celor de la FCSB. S-a Frenkie de Jong cu pasa către Benzema. Benzema aici, Benzema ține de minge, poate pasa, încearcă să treacă acolo, trece, pasează în centru și ocazie mare, însă Bălgrădean scoate mingea, se duce în bară și este gol până la urmă. Nu știu ce s-a întâmplat la această fază. O să revedem încă o dată ce s-a întâmplat. Hai să vedem și noi reluarea aia. A fost mare îngrămădeală la faza asta. Ok, deci aici scoate Bălgrădean, ăla cade
se lovește mingea în bară, după se lovește de el, iar Hazard șutează, poate îi dătea mare picior în față, îl lăsa pe ăla knockout, ești nebun. Da, Eden Hazard marchează destul de repede în minutul 19, hai să vedem cum răspund jucătorii din Liga 1, dacă vor marca și ei de asemenea. Benzema ține de minge, îl vede acolo liber pe Modric, hai să vedem ce face Modric. Modric intră în centru, Benzema este blocat acolo de către Burcă și putem pleca la un contraatac. Românii pot pleca la un contraatac, de fapt sunt și străini, dar în fine. Hai să vedem, Budescu, ce pasă superbă din partea lui Budescu. Nistor, de ce întoarce jocul Nistor? Nu trebuia să întoarcă acolo, jocul e liber. Florinel Coman poate șuta. Florinel Coman ratează Florinel Coman. Ce ocazie mare din partea jucătorilor noștri. Pericol mare, Denisman are viteză. Hai să vedem ce face jucătorul român. Centrează, nu știu unde naiba a centrat. Ok. Am înțeles. Nu și-a dat cu supergul înainte de meci Florinel Coman. Faza se răcește, se pare. Haide mă, te pasă, ce faci frate? Mai ține-mă mult de mingea? Ia uite-l mă. Avem și câteva schimbări, intră Omrani în locul lui Alibek, se pare că intră Alena în locul lui Modric. Poate acum o să fie jocul mai echilibrat fără Modric la mijlocul terenului. Benzema avansează, Benzema pasează mai departe către Messi, Camora se apără impecabil, nu trece Messi de Camora. Ce face Bălgrădean? Ce face Bălgrădean? Ok. Nistor către Alex Garcia, Florinel Coman, hai să vedem ce face Florinel. Florinel are mulți oameni în careu, preferă să șuteze Florinel Coman și marchează aici. Nu cred așa ceva, ce gol marchează Florinel Coman, se vede că are personalitate. Probabil orice jucător în acea poziție pasa, deoarece erau vreo 4-5 oameni în careu. Însă Florinel Coman decide să șuteze la colțul scurt. Un șut super din partea jucătorului român și îl bate aici pe Oblak. Nebunie totală, se vede. Lasă că ajunge la City în curând. Fără greșeală. Da, hai că fără greșeală dacă e. Hai că s-a dus aici Hazard și marchează, pentru că Burcă e incapabil, da. Eden Hazard marchează aici în minutul 90 și distruge pe jucătorii din Liga 1. Din păcate, Burcă a făcut o greșeală imensă în apărare, iar jucătorii din La Liga au profitat aici. Benzema cu pasa către Eden Hazard, scapă singur Eden. Un gol destul de lejer pentru jucătorul belgian. N-avea ce să facă Bălgrădean la această fază, era imposibil de scos șutul acesta. Da, și se pare că echipa din La Liga câștigă acest meci. Jucătorii din Liga 1 nu au făcut față, deși au jucat chiar bine. Jucătorii din La Liga au câștigat meciul, dar jucătorii din Liga 1 ne-au câștigat inima, băieți. Da, și cam aici se termină acest experiment. Dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare, like și subscribe. Nu uitați să lăsați în comentarii sugestii pentru noi experimente. Eu am fost Gianni, v-am pupat!